Salutare, dragii mei, bine v-am găsit, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. O să vă citesc o poezie scrisă de domnul general Mandu Petrișor, care se numește S-a amplificat demența. Am volanul bun prieten din secol anterior. Mulțumesc la cele sfinte, frână, minte și picior. În prezent, COVID-ul singur, sigur a amplificat demența, golănași pe țivi în trafic, sfidând viața și clemența. Pe șosele disconforme, prea săraci în plan biografic, derbedei responsabili ignorând pe cei din trafic, mai stresați în pandemie schimbând sensul prin logistici, sunt părtași la accidente mărind cifrele în statistici. Studii multe comandate sub diverse motivații, luând drept factor chiar viteza și impactul în senzații, spun că oameni slabi la minte cu instincte belicoase contactează și prin trafic boli manifestări nervoase. Conduc prin maimuțăreală, sfidând reguli la volan, produc riscuri pe șosele din instinctul prostovan, nu își afișează jena pe chipul de maimuțoi, produc morți și handicapuri, mai multe ca în război. Sunt multiple situații când demența e senilă sau o scurtă nebuneală din tendința juvenilă, funcții grele sau absente stau captive prin birouri, nu-și justifică în salarii multe cifre și în zerouri. Așa cum v-am spus, este scrisă de domnul Petrișor Mandu, Brașov, 16 iulie 2020. În fiecare zi în România, 5 oameni mor în accidente rutiere. Pe drumurile patriei noastre se produc anual 30.000 de accidente rutiere, iar aproximativ 2.000 de persoane își pierd viața. Siguranța rutieră plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Pe planetă mor anual 1,5 milioane aproape de oameni în accidente rutiere, iar alte 20 milioane rămân cu handicapuri permanente. Mai multe ca într-un război, am putea zice. Lumea merge înainte nepăsătoare. Întrebare, de ce oare pe drumul național E68 între Ghimbav și Codlea, precum și mai departe spre Sibiu, 6 din 10 mașini, inclusiv tiruri, depășesc viteza de 120 de km la oră, când viteza maximă admisă este de 100 km la oră pe drumuri expres naționale și europene, 90 de km la oră pe celelalte categorii de drum? De ce depășesc viteza? Numai ei ar putea spune. Se grăbesc spre moarte. Omule, nu uita. Din momentul în care te-ai născut, drumul ți este trasat, iar la capătul drumului, mai devreme sau mai târziu, te așteaptă o groapă. Așadar, nu te grăbi, că tot tu o vei ocupa, nu ți-o ocupă nimeni. Nu te grăbi. Tot acolo ajungi. Și cu viteza legală. Respectă. Măcar știi că ai respectat, altfel strunești un autoturism sau o mașină, indiferent de tonaj, la o viteză, la viteza legală, la o viteză mai mică, nu? Practic, dacă ai depășit viteza, nici nu o mai poți controla, pentru că asta e. Fiecăruia cum e scris, dar să facem tot posibilul să fie bine. Și pentru noi și pentru ceilalți. V-am pupat, o zi bună, toate bune și frumoase, aveți grijă de voi, dragii mei, pentru că societatea are nevoie de oameni cu majuscule.